Administrația locală din municipiul Hunedoara intenționează să achiziționeze o tribună cu 1500-2500 de locuri care să fie amplasată în grădina Castelului Corvinilor. Motivul invocat de reprezentanții primăriei Hunedoara este faptul că la ultimul festival spațiul a fost insuficient pentru hunedorenii care au venit să vadă spectacolele. Acest anunț reprezintă exprimarea unei intenții de achiziționare. Autoritatea contractantă, neavând obligativitatea acceptării în totalitate sau în parte a unei oferte, a informat primăria Hunedoara. Primăria municipiului Deva organizează la sfârșitul acestei săptămâni Ziua Recoltei, la care vor participa producători agricoli din județul Hunedoara și nu numai. La Cristuri vor fi amenajate standuri cu preparate tradiționale, obiecte de artizanat și utilaje și unelte agricole. Organizatorii au pregătit concerte pentru toate cele trei zile de eveniment, vineri și duminică muzică populară, iar sâmbătă muzică ușoară, folk și cover-uri după piese românești și străine ale anilor 70-80. O femeie în vârstă de 80 de ani din municipiul Petroșani a căzut în plasa infractorilor care folosesc metoda accidentul. Ieri dimineață, femeia a fost apelată de mai multe ori pe telefonul mobil de un bărbat care i-a spus că ginerele acesteia a fost implicat într-un accident de circulație duminică seara pe raza municipiului Petroșani. În urma acestui presupus eveniment rutier, o persoană ar fi fost rănită. Când a auzit că ginerele său este în pericol, femeia nu a stat pe gânduri și a urmat indicațiile primite din partea apelantului. Aceasta a virat astfel 6.000 de lei în contul indicat de acesta, ulterior constatând că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune și a sesizat imediat poliția. Acum, oamenii legii fac cercetări pentru identificarea suspectului și recuperarea prejudiciului. Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii vă recomandă să verificați dacă ruda în cauză a fost implicată într-adevăr într-un eveniment rutier, dacă sunteți contactat de un binevoitor care vă apelează în numele unei rude apropiate și nu ați putut verifica veridicitatea informațiilor. Solicitați acestuia o întâlnire directă și anunțați poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin. De asemenea, fiți atenți la persoanele cu care intrați în contact pe stradă în jurul blocului aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră și să afle detalii despre familie sau vecini. Guvernul a adoptat în ședința de luni un proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casă. În ceea ce privește plafonul pentru prima casă, până acum, în cadrul programului Prima Casă, a fost alocat un plafon de 500 de milioane de lei pentru garantarea împrumuturilor pe care să le achiziționeze numai cei din cadrul ANL. Prin acest act normativ s-a ridicat această excepție pentru că nu s-a putut folosi toată garanția de 500 de milioane și atunci toți cei din prima casă au acces la plafonul care era dedicat înainte numai pentru ANL, a explicat vicepremierul Liviu Dragnea după ședința de guvern. Noua formă a programului Prima Casă, cu credite acordate exclusiv în lei, a avut un succes neașteptat și pentru autorități, întrucât de la începutul anului au fost acordate 17.000 de credite, iar fondurile alocate au fost deja epuizate. Pe modelul Prima Casă a fost aprobat programul Prima Mașină, prin care persoanele de până în 35 de ani pot cumpăra mașini în valoare de maxim 12.500 de euro.